O bestie cu chip de tată. Este vorba despre un bărbat din orașul Breaza, acuzat că și-a violat propria fiică, o minoră de 16 ani. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina, sub acuzația de viol. Conform datelor din dosar, fetița i-ar fi povestit mai întâi mamei ororile prin care a trecut, apoi au mers la poliție. Bărbatul este acuzat de viol și relații sexuale cu minor. În acest moment nu s-a stabilit cu exactitate contextul în care s-au petrecut lucrurile, mai ales că tatăl și fiica nu locuiau împreună în permanență. Cunoscuții bărbatului spun că acesta este la a treia căsătorie și că, de fapt, victima este fiica sa vitregă. Aș bai jos de copilul tău. Nebuneală! Cred că a băut sau ceva. E greu să înțelegi așa situații, dar nu știu, chiar vă spui, nu știu ce s-a întâmplat. Ce a fost în capul lui ăsta? Un om normal. Nu știu dacă era cazul de așa ceva, dacă poți să credeți așa ceva. Fata a mers la poliție împreună cu mama ei și a povestit oamenilor legii cele întâmplate. Așa au aflat despre faptă și reprezentanții de la Protecția Copilului. Cazul a intrat în atenția instituției noastre în urma solicitării din partea poliției de a participa la audierea minorului. Pentru moment s-a stabilit un program de consiliere al fetei. Protecția copilului ar putea lua decizia ca minora să ajungă în grija unui asistent maternal, deoarece familia nu i-a oferit protecția necesară. Procurorul de caz a decis să solicite instanței mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.